Ca urmare a alertei cu privire la posibila contaminare cu germeni infecțioși a apei de îmbăiere în zona litoralului bulgăresc, autoritățile române au solicitat organizarea unei acțiuni de suplimentare a recoltei de apă de mare în zona limitrofă frontierei cu Bulgaria, astfel că sunt vizate stațiunile Vama Veche, 2 Mai, Mangalia și Saturn. Ultimile probe prelevate și analizate de către DSP Constanța relevă o calitate a apei bună, chiar foarte bună. Mai mult decât atât, calitatea apei în zona Mangalia 2 Mai are proprietăți ceva mai bune decât cea din nordul litoralului. Spun acest lucru legat de acest fenomen de alarmant de pe coasta apelor Mării Negre din Bulgaria. Monitorizăm apa de îmbăiere în fiecare sezon, iar anul acesta monitorizarea a început din 15 mai. Recolta de apă se face în 48 de puncte pe tot litoralul românesc și până în prezent, din toate probele recoltate, nu s-a înregistrat niciuna care să nu corespundă valorilor standardului european și românesc privind apa de îmbăiere. Toate aceste rezultate sunt afișate pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Constanța și sunt accesibile. Așadar, potrivit oficialilor, nu există motive de îngrijorare cu privire la contactarea unei boli din apa mării, astfel că turiștii sunt chiar invitați să petreacă vacanța de vis pe litoralul românesc.